Nu, e o problemă la Asta. Botoșani, să știți. Nu știu dacă și pentru viitor avem o problemă mare în momentul acesta în De ce? Botoșani. Pentru că, din câte am înțeles, vor să bage și o echipă de Liga 3 și vom avea probleme mari aici, Cu cel gazonul. puțin și gazonul și al siguranței, pentru că noi nici măcar nu le schimbăm la stadion. Eu vin direct echipat și în momentul acesta venim direct la terenul de antrenament. Adică avem o problemă mare pentru că am înțeles că vor să joace o echipă de Liga 3 să ne intre în vestiar, să ne intre și nașii de acolo și nu cred că este ok să facă lucrul acesta, cel puțin din punct de vedere al sănătății, noi unde suntem testați, adică cum ar fi o echipă de Liga 3 să joace vineri și noi să intrăm sâmbătă sau duminică. Una, a doua la mână din punct de vedere al terenului. Am suferit odată când s-a jucat rugby, am înțeles când s-a jucat rugby, dar după aia 3 luni de zile n-am mai fost în stare nici n-am meritat pe teren. Da. Îl practic l-au arat. Mi se pare o lipsă și de respect față de acest băieți care deocamdată în presa din Anglia s-a aflat că Tottenham joacă cu Botoșanul nu din cauza echipei de Liga 3, ci din cauza echipei din Prima Ligă. Și atunci a trebuit să avem mai mult respect toți cei care se ocupă de aceste terenuri, vis-a-vis de noi. Mă refer aici la prima echipă, pentru că vrei, nu vrei, până la urmă echipa se numește FC Botoșani. Reprezentăm un oraș și ar trebui să existe mai mult respect față de acești băieți.